întins un pic, de, e firesc. Sper să aveți îngăduința să iertați eventuale întârzieri. Însă e foarte important ca de la bun început să știm cum stăm. Și cum stăm. Nu ne ferim de cuvinte, dar e bine să nu abuzăm nici de ele. Cum în general nu e bine să abuzezi de nimic. Voi face o trecere în revistă foarte succintă, fără să intru în amănunte cum mi-aș fi dorit și cum poate că ar fi fost nimerit, a principiilor noastre, pentru că, așa cum am spus, trebuie să știm în ce credem. Și aș începe cu principiul unionist, care pentru toată lumea este clar și care s-ar putea rezuma la câteva cuvinte, și anume, unirea face puterea. N-avem nevoie de multe explicații la acest principiu, deși, sigur, noi am dezvoltat o teorie așa cum se cade unei mișcări politice care vrea să arate că are o gândire în spatele ei, nu că acționează la întâmplare. În egală măsură ar trebui să fim atenți la principiul personalist. Sună filozofic, nu este, se referă la persoană și, simplu de tot, înseamnă că fiecare persoană este unică, dar unicitatea ei se manifestă numai în comuniune cu celelalte. Și revenim de aici la unire. Unirea asta nu ne poate face decât bine și personal și comunitar. Principiul proprietății private, care a fost intrinsec în discursul lui Codin Coman, și anume, proprietatea este sacră, cine se atinge de ea este, din opinia noastră, un criminal. Și de ce? Pentru că este o condiție esențială a libertății. Numai fiind proprietar pe ceva, poți fi cu adevărat liber, poți alege ce vrei să faci cu viața ta. Dacă nu ești proprietar pe nimic, nu ești liber. Depinzi întotdeauna de alții. Și aici nu mă refer doar să ai o afacere, poți să ai și o bucată de pământ, o casă, ceva care să-ți dea sens existenței și să-ți dea puterea de a fi liber. Principiul recursului la tradiție, care vrea să spună că tradiția nu este ceva de muzeu, este ceva în permanentă îmbogățire, în mișcare, este vie, este creatoare. Ea este o experiență a celor dinaintea noastră pe care noi o preluăm și o ducem mai departe îmbogățind-o pentru cei care vor să vină. Și de cele mai multe ori, recursul la tradiție ne salvează. De aia este un îndreptar de viață și un instrument de acțiune. Principiul realismului, i-aș spune, ca să nu folosesc formularea mea pretențioasă, și anume principiul raportării la realitatea specifică. Ce vrea să spun acest principiu? Ceva iarăși foarte simplu și cu care cred că sunteți de acord. Realismul este propriu creștinului. El nu se îmbată cu apă rece. Știe că lumea asta este un loc de ispășire, este un loc de tranzit, că acasă nu este aici, ci este în sânul lui Dumnezeu, adică acolo de unde s-a desprins prin păcatul primordial. Deci, trebuie să fim realiști ca să putem acționa în consecință, nu utopici, cum de obicei sunt cei de stânga, care imaginează soluții fără niciun fel de legătură cu tradiția, fără legătură cu experiența pe care o au și fără legătură cu anumite date certe care să îi îndreptățească la un anumit gen de acțiune. De aceea, de cele mai multe ori, eșuează lamentabil, așa cum s-a întâmplat cu sistemul comunist și cum se va întâmpla, cu siguranță, și cu cel neomarxist care ne bate și nouă la poartă. Principiul meritocratic vrea să spună că ai acces la poziții sociale și de prestigiu pe baza meritelor pe care le dovedești. Inteligența, competența, calitățile morale și efortul depus pentru scopurile comune sunt cele în virtutea cărora
membrii acestei mișcări vor căpăta responsabilități în organizație și funcții și demnități, după caz, în stat. Ultimul, dar nu cel din urmă, este principiul spiritului de sacrificiu, care înseamnă capacitatea de dăruire a unei persoane care dă măsura dragostei sale. Cu cât jertfești mai mult pentru un crez, pentru un bine comun, pentru altul, cu atât dovedești o iubire mai mare. Fără sacrificii știm bine că nu se construiește nimic durabil, iar fără dragoste nu există spirit de sacrificiu. Acestea sunt reperele noastre pe baza cărora încercăm să dăm scenei politice o altă formațiune, dar nu una între altele, ci acea formațiune pe care mulți dintre noi o așteptăm de 3 decenii. Și aici eu îmi închei intervenția mea. O să-l invit pe, să ia cuvântul pe domnul Cătălin Mihai, care să vorbească pe un subiect la fel de drag inimii mele și pe care îl las să descopere singuri.